una peste alta, trebuie să recunoaștem da, că să... unii oameni descoperă domeniul atunci când sunt îndrumați într-un anumit sens și li se pare fascinant ceea ce află, corect? Și el a aflat de da, la tine cu toții lucru. Descoperim. Uite că am plecat de la început, de cum am început eu să fac acest sport, da. Revenind acolo. Și cum ajuns să-l transmiți celorlalți. Da. Deci, după ce m-a învățat Simi pe acel câine să fac lansatul, am fost la niște examene prin țară și nu mi-a plăcut ce am văzut. Adică nivelul era foarte slab. Ba chiar am dat un examen cu... aveam un Doberman pe vremea aia, am dat un BH și am fost depunctat că s-a uitat câinele la mine. Hai, lasă-mi. Deci arbitru a zis că pe stradă nu merge așa câinele, că îl dai cu capul de stâlp. Da, nu sunt prost să-l dau cu capul de stâlp, adică hai să fii serios. Și mă las să spun că mi-a plăcut foarte tare asta, dar acum se pupă cu ce-mi vin lucruri în cap și merită oamenii să le afle, că-s povestiri reale de ale noastre. Absolut. Eram la Cioran, eu entuziast, frumos, am venit de la, prima oară trebuia să treci la brigadă în Giurgiu, la Brigada Grăincerilor, să faci, am stat o lună jumătate acolo, chestii de soldat. Am spălat WC-uri cu casca de metal, ne-am târât prin noroi și după aceea ne-a repartizat pe fiecare prin țară. Eu m-am dus la acest Cioran, pentru că acolo era ținta. Nici nu știi cât am fugit eu de armată, da? Doamne. Dar să știi că poate că fugeam și eu dacă nu apărea motivația asta, dorința asta de a ajunge la școala dresaj a poliției. La Cioran sau la Sibiu aș fi vrut să merg și eu. Și cum era pe vremea aia, am tras niște sfor să ajung acolo, dar n-am ajuns și am zis că, bă, decât în altă parte nu vreau. Corect. Și mă duc acolo, printre altele ne pun plutonierea aia de pe acolo să scoatem niște cățelușe. Bă, și eu am luat-o în serios. Gata, mă, ne-au dat câini, ce mișto, facem treabă foarte tare. Și mi-au dat o cățelușă, o drăguță de 7 luni de zile, zice, ne scoși din padocuri, am luat-o eu de lesă, am început să mă joc cu ea. Bă, și am văzut-o, aveam o cască, o căciulă de aia, era, practic am intrat în octombrie și acolo eram prin noiembrie, cred că decembrie, deja la Ciorani, deci era frig, eram cu căciulă de aia, îmi spuneau ăștia, am ales cea mai mare căciulă și cea mai deosebită, de îmi spuneau ăștia, bă, dar ce căciulă de general ai? Era o căciulă mai mare, așa, ok. Bă, și am văzut-o pe maimuțica aia mică, cu care eram în lesă, că se bucura la căciula asta. Deci am scos căciula și ea trăgea de căciulă. Ce drăguț, și noi ne jucam, știi? Eu, și ce au făcut entuziasm. Când și la un dat începeam să o învăț șezi, spuneam căciula în cap, da, îi spuneam șezi și puneam mâna pe căciulă și ea se uita la mine așa cu ochii, se punea în șezi, buf, și scoteam căciula și începea să tragă de ea. Deci să mă joc cu ea, să învețe, să facă de plăcere, că îi dau să tragem de chestia. Vine plutonierul la mine. Țăruș îl chema, mi-aduc aminte și cam. Cornea, ce faci mai aici? Bă, eu când am ajuns acolo, mă uitam la fiecare subofițer de ăsta și ofițer și imaginam, bă, îți dai seama, ăsta e la școala de ăsta, cât te știe ăsta, da, da, da. Deci mă uitam ca la Dumnezeu când îi vedeam. Ce faci mai aici? Păi să vedeți, domnul plutonier, uitați că când duc mâna la căciulă, ea face șes și dau recompensă. Te bă de aici, că dacă dresai așa câini în București, acolo cred că îți dădeau aia cu câini în cap. Păi tu faci de asta, treci mă în formați. Mamă, băi, a căzut cerul pe mine când l-am auzit. Vezi, zis, aici frate, e problema sistemului. Și de-aia nu sunt eu de acord cu sistemul ăsta, pentru că ție ți-o dat în cap atunci. În loc să te încurajeze și să-ți explice ce se întâmplă cu câinele când faci tu chestiile alea și să-ți zică ce să faci în plus ca să practic, iasă mai eu bine. Eu mă duc la concluzia că el nici nu știa ce fac eu acolo. Absolut. Și unde vreau să ajung, știi? Absolut. Eu am încercat să-i explic, dar proiect, mă, în formație, marș în formație. Și îți dai seama, am tăcut din gură, m-am dus acolo, dar practic să cam pupă cu ce spuneai tu ăștia. Ia, păi cum, mă, mergi cu capul sus cu câinele? Păi intră cu capul în stâlă. Crezi că eu lasă pentru că am stâlp, adică e la mintea cocoșului. Am uitat de unde am plecat, da. Deci după această perioadă,
a fost Macea, am văzut acolo că există și altceva, am ajuns cu picioarele pe pământ și am vrut să-mi cumpăr un Malinois. Deci te-au dat pe spate Malinois când ai văzut, da, la Macea, da, cam ce fac, da, cum se mișcă, ce viteză, da, au. Da, da. Doar că nu știam ce să fac cu el. Pentru că atunci a venit și Mondioringu, m-a prins Mondioringu, vreau și eu. De fapt, atunci nici nu știu câți făceau Mondioring, câți făceau elemente de KNPV, elemente de Mondio, nu era clar nimic în perioada aia. Și în 2008 ne-am dus la o competiție în Ungaria. O competiție de calificări pentru mondiale. 30 de câini la nivel de IPO 3 atunci. 30 de câini, n-au, nici acum nu sunt la noi în țară. Da. De IPO, nu? De construit. Și când am văzut acolo cum merg, bine, au fost și praștii și acolo, bun, da, dar marea masă, deci atitudinea aia, ce, cum să zic, legătura între câine și stăpân la disciplină, m-a fascinat, și am zis, da, asta vreau. Și uite, acolo am văzut, m-a fascinat fata aia. A fost o fată cu un ciobănesc belgian cu păr lung. Era un antrenor. Era Malinois, practic, era un testator, era în ceva. Era Malinois cu păr lung, că există și varianta asta, da, 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 da. Deci la Malinois se poate întâmpla, pentru că sunt strămoși comuni, da, și apare și păr lung. Ba chiar era pui de campion mondial, câinele. Așa, deci când am văzut pe fata aia cum merge cu câinele ăla, deci cum să zic, era un vis. Eu n-am văzut așa ceva până atunci și nu mă uitam la fată, crede-mă, da, nu mă uitam la, da, fată, da, mă uitam la câine. Și am ajuns să cunosc fata aia, am ajuns să intru în echipa aia și să lucrez cu ei. A fost o perioadă super. Descoperi niște tehnici, da, pe care nu-ți venea să crezi că fantastic. În fine, așa am ajuns să fac sportul ăsta. Am fost la o competiție unde am văzut cum se face, la ce trebuie să te uiți. Și am rămas mut. Apropo, tehnici, exerciții, potrei, din ce știu, are sigur și trimiterea înainte, corect? Absolut, da, ultimul exercițiu din disciplină. Care înseamnă, spui câinelui, fuge țintă drept către nicăieri, așa nu e chiar către nicăieri. Deci, nu e chiar, dar așa pare, către nicăieri, da, orice, până îi spui tu să se oprească, să facă culcat. Ca orice, nu tu ești cel care este decizional, arbitru. Arbitru, întâi, da, dă el semnalul. Ca orice exercițiu și la trimitere înainte, se începe din poziție de bază. Are o parte de introducere, adică acea parte de 10-15 pași când mergi la pas cu câinele, câinele acolo trebuie să fie ca în restul exercițiilor de mers la pas. Cu coada în sus, cu atenție la tine, nu să se gândească că la ce urmează. Da. Și la comanda ta, și uite, este singurul exercițiu unde poți să faci și comandă non-verbală, adică să faci semn. Pentru că în rest orice semn se taie, da, e cu, da, puncte minus, da. Cum e mișcarea așa? Și îl pregătești, da, păi fiecare cum nu, dacă faci pregătire înainte, deci dacă faci în poziție de bază și arăți câinelui că uite acolo o să mergi. Deja sunt puncte minus după nou regulament, am pentru înțeles, că de aia s-a schimbat regulamentul. S-a schimbat câte ceva, că ăsta, da, a fost unul din trucuri care o făceau unii, să arate câinelui, da, uite, acolo e poarta, acolo o să mergi. Nu-mi spune cum, fii atent, nu-mi spune cum se face, dar acum, pentru că o să-ți povestesc eu tot așa o chestiune reală care mi s-a întâmplat mie, chiar acolo unde am fost noi la Macea, și după aia ne povestește exact în detaliu, ne dezvălui cum, câte tehnici și cum poți face un câine să ducă cu viteza aia înainte. Este... Nu le știu pe toate, zic că mai multe, dar cele mai multe care drumuri pe tine duc la Roma. Te-au trimis către succes, o să ni le povestești, dar să-mi spui dacă este adevărat.
La Macea, ai văzut cum era la Macea, la un moment dat, după tot stagiul ăla, vedeai tot felul de specialiști făcând, arătând, explicând, dădeam niște examene. Era o fază de teorie, era o fază de practică și mai era ceva pe acolo, nu mai știu exact, dar... Un referat. Așa, un referat. Un referat. Da, știu că mi-am făcut referatul din Clicker Training și era mare minune atunci că... Nu prea se auzea, nu prea știut nimeni de Clicker Training, nu nimeni. Era, uite, eu în 2006 făceam Clicker, aveam deja filmări pe YouTube cu Clicker Training, cu câini. Eu știu, nu e vorba de tine, era vorba de în general, da, era o noutate. E, dar, la un dat, la partea practică, mie îmi pică, ai văzut cum luai bilețelul și mie cumva îmi pică tema trimiterea înainte, ca la IPO. Bă, printre altele, eu n-aveam formație de specialist în sport canin, adică nu făcusem sport canin. Eram un dresor, aveam un certificat de absolvire de la școala de dresaj, deci cineva de acolo, de la Ciorani, mă evaluase și considerase că mă calific, să zic așa, cu ceea ce făcusem cu câinele respectiv. Mai lucrasem și eu cu unul, cu altul, care erau considerați top. Și demonstrasem în sfârșit și îmi pică trimiterea înainte. Bă, ce să vezi, n-am avut nici cărți să citesc despre cum se face, n-am avut nici ocazia să fiu la niște seminarii să-mi arate cineva cum se face și la un moment dat îmi vin în mintea mea, bă, stai așa că trebuie să o rezolv, adică e trimiterea înainte, cum ai putea să faci un câine să fugă în față? Și atunci încep să spun, bă, ok, etapă. Păi, întâi să avem un... nu mă corecta, îmi spui după aceea dacă este cu mâna la spate și bine sau nu. Deci e un nene acolo cu manșonul, că presupunem că acestor câini le place să se ducă să muște din manșon, da? Ținem câinele și îi spunem să se ducă către ăla. Ăla stând, să spunem, în dreptul unui gard și după aceea e o tufă lângă, după care se ascunde. Și eu am etapizat așa. Deci ăla întâi acolo, trimiți câinele și a luat odată recompensa. După aceea mai trimiți odată câinele și încep să-l oprești, presupunând că l-ai învățat să răspundă la comanda de culcat, da? din mișcare sau de la distanță. Da, oprește-te, și după aceea, stai un pic. Zi. Băi, 2006, da? Fii atent, e normal că tu ai altele în cap. Și în mintea mea era așa, ăla stă după aceea, după tufa respectivă, câinele deja se duce înainte și eu până să ajungă la respectivul să-l caute după tufă, îi spun culcat. Apoi nu-i mai dă respectivul manșonul respectiv ca o recompensă și vine la mine și îi ofer eu o recompensă. Așa am gândit eu. Ei, oamenii au spus, nu e bine, nu așa se face. Și ce ți-au zis, cum se face? Păi aia e că nu mi-au spus cum se face. Vezi, asta e problema. Dar știi care e faza? Asta e problema, corect? Pe vremea aia, din păcate, nu prea știa lumea cum se păi face. Păi da, dar ideea este că dacă ei au citit într-o carte că pui o minge agățată de gard sau pui nu știu ce jos și trimiți și faci, mai ai nu știu ce sfori sau cum faci tu câinele să se oprească înculcat și după aia eventual dai tu de aici cum se era scris în cărți, că mai mult cărți erau pe vremea aia, ok, dar nu cred. Adică n-am crezut eu că trebuie să le demonstrez lor că am citit aceleași cărți despre cum se face trimiterea înainte în sportul acesta canin, când dresajul practic nu se rezumă doar la IPO și la o tehnică de trimitere înainte. Adică nu-i definitoriu pentru a te numi dresor, că dresor e și ăla care învață un câine să meargă lângă căruțul și, uite, omului aici, în scaunul rulant. Și o specializare foarte grea. Da, uite, aici revin la ce am zis la început cu importanța celor două domenii, sportul și să poți să aplici în viața de zi cu zi. Pentru că sunt mulți dresori, nu sunt dresori, aici e altă greșeală, sportul ăsta nu e pentru dresori. Nu, o să discutăm despre asta, e pentru dresori. Deci sportul ăsta o să ne poate să facă absolut oricine. O să ne povestești despre asta, să nu fiți Dar omul care e pe teren poate să aibă probleme în viața de zi cu câinele, cu un câine foarte bun pe teren. Și aici are nevoie de un instructor care știe și nu poți să fii instructor de un sport, părerea mea, fără să cunoști și dresaj de obediență, de zic că scapă cuvântul. De companie. De companie, da. N-ai cum.
Dar spune-mi, am greșit flagrant cu ceva în conceperea unor etape vis-a-vis de trimiterea asta? Că practic da, am început la momentul respectiv chiar și cu lupul care îmi făcuse în viața, îl aveam pe Reich atunci. Greșit flagrant. Niciodată nu am, n-am făcut asta, dar am inițiat atunci. Îți zic ce ai greșit flagrant. Ai combinat două stări a câinelui. Deci, în momentul în care merge să muște de manșon, în general vorbim de pază. Da. Este un nivel de stimulare foarte ridicat. E mult mai greu să ai control acolo. Pentru că manșonul în sine e, și uite, o să-ți fac, pentru că chiar cu asta m-am pregătit cu partea de disciplină în pază, să facem filmarea afară. Deci, tu când folosești un manșon pentru trimitere înainte, poți să folosești manșon, dar fără om, pentru că dacă are și omul manșonul, atunci deja e vorba de pază. Dacă are doar manșon câinele, atunci poți să-l folosești în disciplină, manșonul. În altă stare câinele. Nu da, știu dacă, dar, dacă m-am făcut înțeles. Te-ai făcut înțeles, știu la ce te refer, dar se presupune că în ipo, în mare măsură, se lucrează cu instinctul de pradă al câinelui. Mă înșel cu ceva? Nu, se lucrează cu toate instinctele. Bun, dar unul dintre ele și anume unul important pe care se bazează drive-ul lui este instinctul de vânătoare. Da. Corect? Da. Instinctul de vânătoare este și atunci când el se duce atât de preocupat să prindă manșonul respectivului pe care să-l câștige în antrenament până la competiția respectivă. Absolut, este instinct de vânătoare, da. Da. Dar cu instinct de vânătoare este și la câinele de vânătoare care pontează. Sigur că da. Dar vorbim de altceva. Da, vorbim de altceva. Exact. Și atunci, aici am vrut să ajung. Și atunci, scuză-mă un pic. Și atunci trimiterea asta către un manșon pe care el îl vânează, dincolo de starea aia de pază de care spui tu, instinctul ăsta, ce mă oprește dacă am o disciplină bună a câinelui să îl fac să se și oprească înculcat? Aici ai, dacă am o disciplină bună a câinelui. Corect. Dar ei m-au întrebat, tema era, cum faci trimiterea înainte? Și eu am conceput-o din capul meu în câteva etape cam asta. Deci, era atât de pe lângă ca să consideră că nu se face, domne, așa. Că poate nu se face așa, dar e vorba de ce vrei să vezi la acel om pe care l-ai întâlnit atunci ca să coalizezi și să coagulezi și să înțelegi că fiecare din băieții ăștia are un background în dresaj. Și atunci, dacă are un background, ia să vedem. Cum vede el? Poate să conceapă și poate imagina o tehnică, chiar dacă nu o cunoaște, n-a făcut-o niciodată în viața lui. Adică eu mă așteptam la un pic mai multă flexibilitate din acest punct de vedere a celor care evaluau, evaluatorilor. Și aici m-am lovit de un zid. M-am lovit și eu de zidul ăla atunci. Eu, pentru că cred că atunci, după examen, ne-am împretenit noi, lovindu-ne de același zid. Da, aveam amândoi cu cuie în cap. Uite ce. Da. Vreau să ne povestești cum se face în dresajul modern de acum o trimitere înainte, în câteva etape. Îți zic prima dată unde ai greșit, bun. Înțelegi. Dacă folosești doar un manșon, fără elementul uman, atunci instinctul de vânătoare a câinelui este foarte clar. Este doar vânătoare. Dacă există și om, atunci mai e și un comportament de luptă a câinelui. Și depinde de la câine la câine, dar de exemplu la un câine cu un drive mai mic, da, ai putea să folosești, doar că problema de bază ar fi, băi, cum scoți omul de acolo? Cum scoți omul ăla cu manșon de acolo? Dar deja trimiți omul. Îl scoți din raza vizuală a câinului. Eu mă refer dacă conceptual am greșit cu ceva, că m-am bazat deja pe instinctul de vânătoare. Nu, aia e perfect.
Da? Da? Deci pe asta m-am bazat. După aceea, o următoare etapă era ca câinele să rămână pe instinct și cu focusarea aia că se va duce să vâneze ceva și omul stă după. Conceptual mă refer că poate mai erau câteva subetape, asta e partea a doua. În situația aia, câinele tot timpul ar fi căutat omul. Înțelegi? Mm-hmm. Nu punctul la care trebuie să meargă. Și aici ai toată șmecheria la trimitere înainte. Noi folosim niște perne foarte subțiri, dar o motivație mare, pentru că îi place să muște de perna aia. Așa se și numesc perne de trimitere înainte, ca să vezi cum evoluează și accesoriile, instrumentele pe care le folosești, ba chiar acum există pernă cu aripioare, adică e perna. Și are două de astea laterale, arată ca un, știi cum arată? Care le bagi în pământ sau ce? Nu, arată ca o navă din aia, din Star Wars. Știi, care aveau două, da. Flapsuri. Deci, perna aia, lateralele alea sunt flexibile. Și tu când înveți câinele, îl pui pe, arăt așa, îl pui pe pământ așa și aici ai perna. Când a învățat câinele că acolo e perna, atunci pui lateralele alea să fie una cu pământul. Și câinele nu mai vede efectiv, nu mai vede efectiv la nivelul ierbii. Dar crede că e acolo. Da, vezi, pe asta mă bazam și eu, bă, nu-l mai vede pe nene acum în șolul, dar știe că e acolo, se va duce înainte. Eu nu o să-l mai las să ajungă să-l caute după tufă. Da, el o să se ducă și o să facă acel lucru. Cum ți-am zis la început, trimiterea înainte are trei părți. Partea de introducere, adică merge câinele la pas. Da. Trimiterea înainte efectivă, fuge cu viteză maximă și direcție dreaptă. Și culcatul. Toate le faci separat și când le-ai făcut separat, atunci le pui împreună. Le pui împreună. Deci nu m-am calificat. Statutul de ajutor de dresor l-am meritat, nu? Nu pot să zic că principiul în sine a fost ok. Păi, conceptual, despre asta ai vorba, nu că neapărat da. Așa. Dar ai folosit instincte prea mari pentru a... Deci când înveți câinele lucruri noi, nu trebuie să o faci într-o stare de excitare foarte mare. Ca el să fie capabil să gândească. Și dacă tu vrei să pui câinele înculcat, iar câinele se gândește numai la targetul ăla, manșon, minge, ce-o fi acolo, nu se va pune. Degeaba știe el ce înseamnă culcat. Trebuie să tragi de el ca de cai morți. Și aici e greșeala, pentru că tu nu înveți câinele ce are de făcut, tragi de el. Iar trăgând de el, creezi conflict cu exercițiul precedent. Deci nu o să mai fie în viteză trimiterea înainte. Da, și nu o să mai fie atent acolo că se tot așteaptă să fie druncinat. Exact. Deci înveți separat trimiterea înainte. Îi într-un punct fix, ceva neesențial. Poate să fie manșon, poate să fie mâncare, poate să fie, depinde de drive-ul câinelui. Și tu trimiți câinele acolo. Tu te deplasezi tot timpul și mărești distanța de la acel punct. Nu duci punctul mai departe. Mai departe, corect. Așa. Când ai ajuns în capătul terenului și câinele îți merge cu viteză mare, în trimitere înainte, atunci poți să faci următoarea chestie. Îi arăți câinelui că e aici trimiterea, o pui jos, pleacă ajutorul. Ajutorul, vezi acela, că și aici ai nevoie de ajutor, dar nu atentator, ajutor. Și trimiți câinele. Câine se duce ca nebunul. Stai să nu-mi pierd ideea, te rog. Așa, și eu să spun ceva. În timp ce vine înapoi câinele, da, ajutorul îi pune acolo o jucărie, ceva, fără să vadă câinele. Tu te joci cu câinele, iei câine de zgardă, îi arunci acolo ce are el în gură și zici, du-te înainte. Și zici că vine, bă, fraiere, nu-i nimic înainte. Du-te că îi. O să vezi că și atunci realizează câinele că, băi, când mă trimite ăsta, trebuie că e cool, e bine. În paralel, faci culcatul de la distanță. Ia ajutorul
câinele, ți-l duce acolo unde ar trebui să fie trimitere înainte, tu în capătul ăla al terenului, îi zici culcat, evident că nu se pune câinele din prima, pentru că până acum ai făcut doar aici jos, insiști până se pune câinele. Și când s-a pus câinele, îi dai și, îi dai și vine de la tine recompensa. Și acum urmează doar să le aduni cele două. Tu trimiți câinele, acolo nu-i nimic, ajunge câinele și se uită, bă, nu-i nimic, îi zici... Deci întâi trebuie să vadă la etapa asta pe care o spui tu, să vadă că nu-i nimic, să vadă că nu-i nimic. Spui tu culcat. Da. Deci îi după zici... ce vede că nu-i nimic, îi spui tu culcat, nu-i spui, nu-i spui culcat. Până să vadă el că nu mai găsești. Nu. Foarte interesant. Așa, îi spui culcat, probabil nu se va pune din prima, insiști până face. Când vede că culcatul ăla aduce recompensă, crește și viteza de reacție, corect? Absolut. Și aici vine toată șmeie, toată cum se zice, farme cu acest exercițiu. Da, mi se pare un spectaculos efectiv. Învață. Bă, dacă mi-a zis ăsta să mă duc înainte, trebuie să mă duc cât pot eu de tare, că o să fie acolo jucăria. Da. Dar dacă îmi zice culcat, trebuie să mă pun exact atunci, că atunci vine de la el. Da, nu mai e acolo, e la el. Să nu uit, voiam să spun că eu am avut o femelă de ciobănesc german negru, din linie de lucru, din Slovacia adusă, fenomenală, deci era un temperament zbârnuia. Ea era pâinea lui Dumnezeu cu oamenii, golden retriever era. În momentul în care se vedea în fața ei cu unul cu manșon sau cu costum, mamă, făcea de ziceai că e... Dar de fapt era instinct de pradă, ea nu era un câine rău care voia să se lupte cu cineva. Da. Da. Dacă ai un asemenea câine și omul ăla e cu manșon, ea se duce în instinct de vânătoare pe manșon să se bată cu nenea ăla. Da, deci... dar să se bată. În momentul în care apare omul, automat apare și, unii zic, instinct de luptă. Nu este instinct de luptă, este un comportament al instinctului de vânătoare, pentru că și lupul, după ce și-a apărat, se bate cu alții ca să-și păstreze prada. Okay. Sau... Când prinde prada, și nu am greșit aici, da, e doar când prinde prada, se luptă cu ea ca să o tragă la pământ și să o țină pe loc și să o omoare, până la urmă, ca să poată să o consume. Aici este acel comportament care comportamentul de luptă, în instinctul de vânătoare. După ce și-a mâncat, după ce și-a omorât prada și a dus-o într-un loc sigur, și i-a dat drumul, și aici ți-am zis foarte simplu și cum se face comanda lasă, pentru că acest comportament există în câine, trebuie doar să-l captezi. Da. Dacă vine cineva să ia prada, atunci și-o va apăra. Și asta deja este alt instinct, este instinct de apărare, când își apără persoana, teritoriul sau prada. Și noi în ipo avem nevoie de acest instinct, pentru că câinele trebuie să aibă o atitudine dominantă atunci când semnalizează la cort infractorul, atunci când îl păzește după fiecare lătrat. Și nu poate să fie dominant câinele care stă în șez ca un labrador și cere manșonul. Da. Este instinct de vânătoare și ăla, dar nu este o atitudine dominantă. Și atunci... este foarte important să înveți câinele să schimbe aceste instincte și să le dezvolți corect, pentru că doar așa poate să și le schimbe. Să treacă de pe un instinct de, instinct de apărare, pe instinct de vânătoare, cam în timp real, atunci, în momentul fracțiune care... de secundă. Adică tu când i-ai zis lasă, el trebuie să dea jos de pe manșon și să stea acolo, mișcă-te că te omoră. Dacă nu te miști, vezi că te bat dacă nu te miști. Vreau să te miști, mișcă-te! Da, deci aici e, să zic așa, arta acestui sport. Da, să este fascinant. Să jonglezi cu instinctele câinului. Exact. Și nu poți să faci cu orice câine. Aici ajungem la ceea ce am spus mai devreme că o să discutăm. De ce numai anumiți câini se califică pentru acest sport? Și de ce la un dat, uite, o rasă ca Malinois ajunge predominantă? De ce un dresor nu se simte provocat suficient să facă același lucru și cu câini din alte rase care dețin niște calități asemănătoare? Nu cred că ești pilot de raliu, dar te întreb eu, că răspunsul este la îndemâna oricui.
Dacă îți dau o mașină off-road. Dacia aia noastră, nu? O Dacia aia, da. Te bagi la Formula 1? Mă bag să-i încurc pe aia. Cam da. Cam da. Așa. Deci dacă vrei să faci ceva, ia-ți echipamentul corespunzător. Trebuie, nu te duci să te dai cu sanie pe pârtie de schi. Bun. Când este cățelușul mic și tu îți alegi câinele, că acum exact asta faceți voi care faceți sport și doriți super performanță, cum alegi un pui? Care sunt semnalele pe care ți le dă un pui ca să spui, bă, știi ceva, e tare, gata, pe ăsta îl iau pentru că vreau să-l duc acolo. Cum faci alegerea asta? Pe oamenii poate ajuta treaba asta. Măcar să evite, dacă vor să nu fie câinele așa de energetic, să evite genul ăsta de manifestare. Poți să rezum răspunsul la carte de origine. Uh-huh. Pedigreul câinelui îmi spune că acel, dacă vorbim de Malinois, da, este ok pentru IPO, este ok pentru KNPV, este ok pentru poliție, în funcție de linia care îi. La ciobănești german, la fel. Nu o să ții un ciobănești german de show ca să faci, să ajungi cu el la... Da, de stradă, da. Da. S-au despărțit cele două linii. În rest nu pot să zic nimic de ciobănescul german, că nu mai sunt un fan. Glumesc, ne înjură Nica dacă vorbim ceva de ciobănescul. Nu cred că ne înjură nimeni, dar... Glumesc, îți dai seama.